Am ajuns și la pește. Cam de aici începe așa treaba. Noroaie, noroaie, dar... Noroaie, noroaie, să mă apuc și trebuie... Nu, fără de-astea. Păi fără de-astea, să mă apuc și trebuie de undițe. Da, de undițe. Tu... Lasă-mă și așa că m-a enervat că datorită ți-am rămas cu mașina în câmp. Da, a rămas cu mașina în câmp, dar... filmarea în gură, că n-avem voie. Da, n-avem voie, dar eu mă revanșez. Sau e rece? Nu, e rece. E rece. E rece. Demi-sec, sec? Demi-dulce. Dam și sec. Bem sec ce este. Gata, sec. Bem și bere, avem și o polincă. Stai să închei și asta și să mergem. Care este ideea? Am venit cu Mr. Serghei la o partidă de pescuit. Știi cum se zic cu oamenii cu multe idei? Hmm? Idioți. Da? Adică asta e prima caldă pe care mi-ai dat-o pe ziua de azi. Da, așa pe tâmplă cu ideile. Da, mă, m-au dat pescuit, n-am pescuit în viața mea, nici nu-mi place, dar în fine. La pescuit ca pescuit, important e că avem ce trebuie la noi. Ce de ia ușor, ia ușor. Mama, în pedeapță. Ia-l ușor, așa. Fiecare cu munca, eu consider că munca mea e mai grea. Păi tu îl car și eu îl beau, cum e mai păi greu? Păi asta e, da? E mai greu să-l bei. Păi asta zic, eu îl car și tu îl bei. Oh, ia uite-mă ce frumos e aici. Ia uite, Mr. Serghei, ce frumos, unde te-am adus în mijlocul naturii. Mut sunt. Aici, un prieten de-a noștri pescar, ne primește și pe noi lângă el aici. Să petreci și noi niște timp împreună aici pe... Avem pe... suntem camuflați. Avem. Da. Bă, sunt pregătit, camuflat, dar eu cu pește mai puțin, eu mai mult cu... Avem, îți fac și un dis de la. Nu mă, nu pescuiesc, nu mănânc pește. Da, nu-i problemă. Am prins un porc. Am prins un porc. De ce nu mănânc pește? Nu. Peștele bate rău de tot. Bate, nu? Nu știu cum e. Acum și împușcă și taie. Da. Că nu mă duc la pește, că mă bate. Dacă mă bate. Nu-i problemă. Pentru tine avem porc, oaie, vită, tot ce vrei tu. Și când vine câte o ploaie... ce mai bună e o oaie. Carnea de oaie. Cea mai bună e carnea de oaie. Mi-era ai vorbit în poezie să... Nu. Să fie bine. Să fie bine. Ideea e că înainte să venim aici, eu zic pe asta că n-am cum. Mr. Serghei a rămas în podmoli pe la Znagov prin niște noroaie. Dar măcar să vadă canal de ce sacrificii fac. Chiar sacrificiu. Păi sacrificiu. Îți mulțumesc. Oricum mi-am băgat... Știu, mi l-am luat. Am băgat mașina în noroi. Așa. Și frigiderul în... și frigiderul în portbagaj. E plin al meu, da. Dar dumneavoastră am avut un accident și am luat-o ca bouă. Eu aveam mașină și m-am dus și am rămas suspendat. Bine, am și eu idiot. Mașina are atât și eu mă duc să șleau era atât. Mașina e scumpă? Scumpă cum era, îmi făceam treaba cu ea. Da, asta e. Acum să vedem cum o scoatem din oraie. Păi hai să ne punem și noi asta aici. Să ne punem aici. Mâncați aș vrea ta ce scaun ai. Deci la pârnaie n-aveai scaunul ăsta, la lădițe. N-am avut, păi n-am avut. Da, ai fost? În trecere. În vizită. În trecere? În trecere am fost, da. Am vrut să fă și eu cum e. Bă, vrei una astea, tot șmechi ești la pârnaie, fraier ești afară. Bun asta. Bine, o să ții minte. O să ții minte. Adică să mai intru. Da, mai duc o tură. Mai mă duc o tură. Stai așa da. Să... Mâncare, cazare. Pe la e dulce sau e demisec? E dulce, dulce. Păi de unde l-a dus cerci? Au băiețe, dar cred că au și demisec. Zici că e mus, dar un mus de la, e bun rău, o să-ți apă minerală este? Avem tot ce trebuie, dar eu vreodată vin eu nepregătit. Așa. Serghei, știi ce curiozitate am eu? Mm. Dacă am fost băiat sau fată când eram mic. Și ce ai fost? Eram blond cu ochii albaștri, mă uitam, mamă pălași și mamă negrite. Mamă, dar ce adevăr, ce... mă uitam la pozele aia, ce față de mafio de la franceză aveai. Să te ai bine da. Și pe modă. De unde îți luai hainele? Prin infracție. Prin infracțiune? Cu pisica. Știi cu pisica la mare? Aveam un fel de... nu știu asta. Cum nu știu, era genială. Veneau turiștii străini toți așa și aveau ăștia pisici dresate, le arunca, puneau ăia blugul, tricoul alea pe sârmă la balcon, arunca pisica, cădea cu blugul și cu alea, bar noi pe astea. O, ce bună e asta, dar zine tu cum ai luat, zine puțin cum ai luat tu 10 la bac. Asta mi se pare cea mai tare din istorie. Mă faci de cat din prima, ha? Din prima, începem în deci față din prima. Deci nu m-au adus să pescuiesc aici, m-au adus să mă facă de căcat, că de pescuit nu pescuiesc. Mi-a rămas să mă fac de căcat, singura variantă. Stai să vezi ce pește mare este. Am văzut că stau ăștia de 2 zile, au prins niște pești din poate să-i care. Ai văzut ce mari sunt? Nu, mă, doar cum a rămas tâmpit ca să pescuiesc și nu e peștele. Adică exact cum mergi să fără femeie, n-avem voie? Ba da, asta a scăpat. Asta a scăpat. Cum mergi să înscrii și n-ai. Cum mergi, da, și n-ai ce. Și n-ai ce. Bacalaureat, nu, a fost foarte simplu, am terminat realul. Și dacă mă pui să cotesc, transpir. Înțelegi? Se face rău. Se ia coleșin. Se face rău, da.
E foarte simplu, era tabloul tata în clasă și am zis, ce subiect știi? M-a rupt pe geam, 10. Ma! S-a uitat la tablou? Păi m-a și aruncat, că am mai fost la o școală care m-a aruncat. A, nu era primat. Nu, eram antrenat. Păi și nimic, picioare rupte, nimic. Nu, domnule, că sunt foarte bine pregătit. Bețivul oricum cade, nu să nu jupe. Consumatorul. Consumator, consumatorul, că tu nu ești bețiv. Consumatorul. Jucătorul. Jucătorul. Jucător de Champions League, spun eu. Am jucat în Națională. Apropo de Națională, zine-mi și... Națională... Artiștilor. Artiștilor plastici, da. Bun asta. Asta la meserie, știi? Bun asta. Știi că-s pictor? Da, știu. Chiar vreau să te întreb. Mm. Știu, adevărat știu asta cu... De unde pasiunea asta? Vrei să desenzi potavă în zugol cu măr în gură? Adică eram porcul, nu? Da. Am înțeles. Mai așa fetișul de astea cu mine? Nu, te-am văzut că dacă urmăs cu mașina în câmp din cauza ta, da. Trebuie să-ți fac și ceva. Trebuie să-mi le iau astăzi, trebuie să-mi suport, da? Nu? Corect. Asta mi-a plăcut, singurul lucru ce mi-a plăcut, în afară de... Șpriț. Șpriț și viața, mă... Femei. Eu m-am căcat niciodată pe mine să spun că am făcut, că am vreun studiu, vreun asta. Ce femei celebre ai avut pe vremea aia? Ana Tineriți. Pauker. Noroc că e moartă, nu mai multă nici judecată. Bun asta. Ai rămas multă? Da, nu, păi da. Ia te-o cu seara de aia. Mă gândeam să zici tu vreo asta, vreo cântăreață de muzică ușoară. Vreo... Ce de mai mă, astea să găsi că numai din punctul meu de vedere, numai fraierii spun că am ars-o pe aia, am ars-o pe aia, și ars-o, ars-o, vezi de drumul tău, nu. Călătorul stă bine cu drumul și infractorul cu penitenciarul. Bun. Asta nu știi. E a doua oră când zici de penitenciar în 5 minute. Dacă am cochetat cu, da, nu am fost, am, adică am fost foarte mulți prieteni acolo și am mers pe la, în vizite. Da, chiar n-ai fost niciodată, nu? Să stai așa. În Germania am cochetat vreo câteva zile acolo. Așa, la relax. Răi. Răi, da. Și invidioși. Și invidioși, da. Nu vrei să trec pe vin? Lasă-mă să beau bere acum, ce? N-avem voie bere? Ba da, ba da. Ai voie să faci ce vrei tu. Nu, dacă fac ce vreau, nu mai pot să dai emisiune. După aia îți și fac ceva frumos la un ceaun. Credeam că îmi faci ceva frumos. Păi nene, bă, nene. Prin gură. Eu, Sergei, mă scrie, eu cred că tu ai pus-o pe... Dacă spui că-ți fac ceva frumos, ce poți să-mi faci mie? O ciorbă, o tocană. Păi aia e frumos? Îți fac o delicatețe. Ceva gustos, da, corect. Gustos, nu ceva gustos. Mănânci frumos? Da, e... O să zică lumea că avem volan pe dreapta, treaba ta, o să fim pe site-ul ăsta. Da, păi intrăm în Europa. Intrăm în Europa, da. Suntem în normalitate. Suntem în normalitate, da. Corect. Și zici că da, pescuit niciodată n-ai fost, da? Nu, domnule, am mers așa, dar nu am boală cu astea. Nu mănânc pește, ți-am spus. Că te... că îți bătăuși. Nu, că, nu chiar acum, fără Cătălin, că nu mănânc pește, nu mănânc pește. Atât. Atât. Nu, nici pește și pește. Icre mănânc, raci mănânc, scoici, caracatiță, maramațe, toate astea le mănânc. Pește nu. Nu mi-a plăcut, cred că oasele m-au încurcat. Păi trebuie să știi, mă, am prieteni care au bălți și astea, mănânc, la bagă pe o parte, scoate oase, parte, parte, scoate pește. Trebuie să știi să mănânci pește, nu mănânci așa. Tot zic, băi, Sergei, spaima, spaima, cui? Spaima restaurantelor, nebunul suprem, gen. Și cum, totuși, cum a reușit Sergei Mizil să aibă doamna atât de mișto lângă el, pe doamna Cora, mă refer aici. Adică cum ai păcălit-o până la urmă? Sau cum? Sau, nu cred știu, că a avut un moment de neatenție. Nu știu, mă, e, bă, adică, am, eu zic că o femeie deșteaptă, o consider eu, nu? Adică a văzut că așa mă lasă așa, să așa și oricum sunt, n-am, detest în primul violența în casă. Adică nu asta, bați femeia asta, mi se pare o imbecilitate. Da, da, da. Nu mai te înțelegi, cum am avut atâta neveste, la revedere, tu te duci la ghinde, eu mă duc la... N-avem voie că ți-ai amendă. Pe eu la... Fii atent, eu pentru mine nunta e cel mai de căcat lucru. Vin toți, toți te înjură, m-a chemat și ăsta, trebuie să-i dau atâta. Bravo. Atâta. Asta e una și tu ai 100 de ani, vin toate babele, ce-a crescut, Sergei, ce-a crescut, stai tot, că eu am ieșit la pensie, ce să mai crezi, dă-te în gura, mă, de aici. Și toată, una la mână și a doua, stai ca boa acolo și vin toți casă de piatră și toți îngând, luați așa casa. Am venit, ne-am împrumutat pentru tine. Eu la una din divorț, mi-am spus, bă, frate, hai să mergem la restaurant. Bem un șpriț. Să o încheiem frumos. Da. Eu o iau la dreapta, tu e la... N-avem voie asta? La cuie, am înțeles. Nu, dobe. Acum am văzut. Dar zic, hai să bem, ne despărțim, avem copil, bem un șpriț, fiecare pleacă pe drumul și la revedere. Toate, nu, că ce-ai făcut, că dă-te, mă. Deci să înțeleg că niciodată n-a existat violență... Nu, dom'le, nu. Domestică sau ce cum. Ce să faci cu asta? De ce să faci? E o imbecilitate. Nu mai să ține, hăț, am două fete, le-am învățat pe toate. La revedere.
nu mai ține, nu, ce stai, că ce zice vecinul, că ce a zis Marin cumnată, ce a zis nu știu care, că ai divorțat. Am divorțat, dar m-am divorțat, că divorțez, că stau dracu. De-aia șmecherii afară, fac contracte, care e cea mai mare șmecherie. Când te căsătoriști. Contract, cu ce ai venit tu, cu ce a venit fraiera. Cu aia plecăm. Ne despărțim, la revedere. Tabără, dar acum am plecat. Te-a prins doamna Adriana? M-a prins GDP-ul de câteva ori, da? Și da, mi-a dat drumul. Da. Ai fost prins vreodată de una dintre cele două soții pe care le-ai avut? Ai fost prins vreodată în fapt, dar în fapt, cu altă femeie? Numai în continuu. Numai în continuu? Non-stop, mă rog. Cu una din neveste? Eram la Snagov pe timpul Burgheziei Roșii. Aha. Cu fotbaliști, cu... Ce fotbaliști cochetau atunci? Cornel Dinu Bănuiescă. Da, o parte vor, o parte nu, deci am fost tovarăș bun cu Lucescu vreo 15 ani, cu Cornel Dinu frate, cu Romilă, cu Coraș, cu Brini, cu Gino, cu majoritatea. Toți jucători cum ar veni? O parte jucători, o parte nu. Hagi niciodată n-am da, avut. Da, și cu Hagi, corect. Cel mai serios jucător. Adică l-am văzut pe ăsta că era de copil, dar o să uit de la ce am plecat. De la ce am plecat. M-a prins. Stai că de la offside, da. Așa. Am plecat din offside. Și eram o vilă la Snagov, eram torpilați și nevastă mi-a spus, plec acasă. Eu am crezut că plec acasă la București. Și a coborât jos, aveam o cameră jos. Mi-am luat un cald de vreo 2 metri, înțelegi? Și zic să merg acolo. Aia s-a așezat pe pat și cald de lemn. Da. Și mă spălam, înțelegi? Și se ridică nevastă mea în spate și facea, ce faci mai acolo? Și eu nu mă duceam cu spate, spune, cum mai vorbim fă cu vocea lui, când mi-a zis, aia ce zici, mă? Cum dracuie mi-ți faci așa de m***? Când mă întorc, era aia în spate, aia făcea semne. Ce, Adriana Bănescu? Nu mai dăm nume acum, vrei să... Nu mai, pe vechi. Și șmecherea aia spune, ce cu asta aici? N-ar să doarmă. Și ce dorm eu la mijloc, ea în stânga, tu în dreapta. Mie mi-a sărit somnul. Dintre cele două fete, care ți moștenesc așa, nu caracterul, șarmul, să zic? Aia mare, mai impulsivă ca mine și aia altă mică are umorul meu, râde. E pe Caterin. Păi ne-ai spus în mașină că merg să fac un film porno și am început să râd. Da. Cum să spui copilul tău, unde te duci, fac un film ai porno? Ai o relație că... frumoasă, nu? Am o relație, da, foarte frumoasă. Ce vorbe ai să mă rog. Ai văzut? Trebuie să pari și eu puțin altfel da, aici, da, știi? Da, sigur, da. Ca după aia o să zic că lumea, ce e, mă? Da, ce e mă la pescuitul ăsta? Da, trebuie da. Să par așa, mai târziu o dăm noi în alte, ale noastre. Hai mă să... O să am o surpriză mișto de tot. O să ai surpriză, mai punem întrebări, că după aia dacă mai beau, mai pot să răspund la întrebări. Cred că aveam o foaie de aia. Mamă, ce pregătit sunteți, da? Cred că aveam o foaie de aia. Eu niciodată, întrebările mi le-a scris Georgiana, recunosc. Prietena noastră, pe Georgiana, da. Ia fii atent aici. A, trei multe cu mine. Fii atent ce m-a pus să te întreb. A. În poza asta, ești tu cu fosta soacră. KGB-ul. Da, eu cu fosta mea soacră și... Răspundem sau? Da. Nu. Și să uită frumos rău tot pe tine. Te iubea mult. Foarte mult m-au iubit. În primul rând că s-a transformat, când am venit, am luat o casă mai mare, s-a transformat în restaurant. Casa. Casa. Și locuia și soacra. Locuia și aia, că am luat-o, că aveam pe smaranda mică. A, și gen, era bună cum ar veni. Nu era bună, pe ce stăteam eu copilul. Normal. Ce-ți fac eu copilul? Să-l crești, îl speli, îl calci. Copilul era... Zi-n-o pe aia cu, o știu eu, am auzit mai demult de la tine, cu poliția... Stai să vezi da, că vin exact. la Adriana odată, am venit, că ai zis cum m-a prins, am venit matol cu un casetofon și cu un pantof, nu știu am venit cu pantof să-i văd numărul la așa, și am crezut că e alta. Și am venit la pași și am spus, iubita mea, uite ce casetofon ți-am adus, nu știu ce, și cu cine vorbești, mă? Și aveam un ceas la buzdugan din pe vremea și a venit cu pătura pe mână și mi-a ceas în cap. Ma. Și ce am zis eu? La semnalul următor va fi ora. Ți-ai revenit direct? Nu, i-am dat ora exactă și a plecat. Uite ce bine te ții de la... Eu cred că de la alcool te ții bine. Da, te conservă. Te conservă, da. Eu așa o văd. Cred că ăsta a fost secretul tău. Dom'le, am o chestie care e foarte nasoală, fără Caterinca. Deci, oamenii care beau se face rău. Tu eu nu. Nu vreau să beau, că de-aia nu beau o lună sau asta. Dacă beau o bere acum, nu mă pot opri. Supapa, cum se zice, a știi? A doua zi, în loc să fie rău, mai repede beau. A treia zi, mai mult beau. A patra zi, mai mult beau. Și după aia am imbecilitatea când...
Nu mai simt băutura, îmi fac cocktailul ăsta bun, țuică cu campari, îmi fac... Înțelegi? Pentru că de să-i spui de ce. Dacă... Stai că mă ia garda. Dacă merg cu mașina... Dar nu mergi. Nu, domne, dacă am băut 2 zile sau 3 zile și plec cu mașina și dacă nu beau, vin copaci, pun fân la toate, da, toate umbrele, mă sperii. Am din astea, m-am speriat în continuu. Pocnește-mi o pungă, mă întind pe jos, mă predau. E adevărat că cea mai tare senzație este când după ce te îmbeți o noapte, în dimineața următoare să bagi o bere rece? Păi aia, cu aia mă trezești. Vitamină. Sigur. Eu astea și cum le spun, injecții din aia. Injecții, mă zici. 10 injecții și pe aia o pe vin. 10? 10. Și vinul câte? Fiole. Când beau, beau vreo 5, 6, 7, pe aia să dă pe tărie. Mama mea, mâncați în jumătate. Ce pași frumoși ai în viață, ca zic. Ce pași frumoși ai. După aia, ori coniac, ori Jägermeister. N-avem voie decât 3 reclame, nu? Da, atât. Și Jäger e la final, ca să te cureți. Noaptea, că mă umflu prea tare. Mă desumflu și eu iar cu bere și cu vin. Tu ești un model pentru mulți bărbați. Nu sunt un model și tinerii să nu se uite la mine, că nu-i bine. Toți tovarășii mei au luat ascensorul. Eu am scăpat că am avut o perioadă când n-am băut vreo 10 ani. Serios? Am făcut pe la 20 ceva de ani, am început de ciroză, pe nu știe nimeni. În exclusivitate, la fiță cu adiță, mărturisit, tremurătoare. Bine, sunt celebrar. Eram pe stradă cu un unghi de-a meu și era un doctor foarte tare, Bubuianu, care era la ficaza astea și mi-a spus, bă, ăsta are cu ficatul. Zic, da, bă, știe ăsta. Era tot așa, zic, știe chiorul ăsta cum am eu cu ficatul. Zic că cu ficatul am cum vreau eu. Erai tânăr, 20 de ani. Caterinca mea frumoasă și toate astea și mi-a spus, și m-a chemat acolo și mi-a arătat, ăsta moare mâine, ăsta moare pâine, așa, așa, am văzut așa. M-am dus la pescăruș, că acolo era baza, am scris pe calorifer data și am... Da. Păi, dacă aveai 3 absențe la pescăruș și la Atene Palaz, dădeai masă. Ce bune asta, mâncați? Păi și era. Și am stat vreo 10 ani, n-am băut nimic, la Carlo Vivari, la alea, hau, ceai hepatic, și acum mi-au de ficat. Sunt cele mai bune, să iei constant. Nu, domnule, iau după un șpriz de asta, fac o cură de esențiale cu capul la vale. Capul la vale și turma. Ei, și toți care am plecat în brigadă, toți au luat ascensorul. Ne privesc de acolo. Cred că beau și acolo. Pentru ei. Chiar mă gândeam la eu, bea pe acolo, bă, mâncați aici groată. Nu știu, cum o fi acolo? Nu mi-a scris nimeni. Nimeni, nu? Nu, m-am uitat în cutie de scrisori, nimic. Eu zic să am cel puțin 25 de ani să mai stai pe aici și vedem după aia. Nu, no, prea nasol. Zici? Când te cași pe tine în pungă și nu mai știi cine ești, te duce, că ăștia toți râd de mine că mă pune în cărciona cu telecomandă cu ora și mă lasă la soare. Și nu pot să plec. Ce bune e asta, guvernul. Da. Doamna Cora, tot respectul, cred că e deja imună. E ca și cum e normalitate, nu mai. Știi, mă, ea arată cum arată, dar are și aia 60 de, nu știu câți are. 60 și ceva. Asta o tăiem la montaj? Nu, nu știi că nu știu. Și... Și prea, bă, ce mai facem acum, nu? Mai mergi de 4 ori la mare, mai faci 4 revelioane și te-ai șutit. Unde să mai plece? Că nu o să rămân pe plajă. Nu duce cineva acasă, nu? Corect, s-o găsi cineva. Da. Cu toți acum vreau să facă groapă, să-și facă alea. Zic, nu fac mai nicio groapă. Mă îngropă, mă lasă pe stradă. Bă, îngropă până aici și mă dă cu far să mă facă statuie. Corect, corect, corect. O să știi. Da. Zine și nouă, e povestea aia, mi-e place mult tot, e mișto tot când... Ai dezbrăcat polițiștii și le-ai pus stațiile în cuier? Aia l-a fost, după l-a fost primul divorț. Băusem cu unul, a murit și el tot de... A luat liftul și el? Tot lift, tot a luat ascensorul. Și am băut și stăteam pe Cărăraș Corțu, m-am chinuit să-mi aduc aminte unde stăteam. Și am lăsat mașina în intersecție acolo, că l-a fugit să mai bea. Da. Majoritatea fugeau de mine la un moment dat. Beau cu tine și la un moment dat fugeau. O luau la fugă, da. Da, și eu fugeam pe să-i prind. După câte zile o luau la fugă? Nu știu, aveam vreo 4 zile cu ăsta. Mamă, săracu. Și când am venit era un milițian cu un pui de milițian. Lângă mașină, înțelegi? Ușile deschise, motorul pornit, eu veneam în dans, pas de deux, înțelegi? Aveam mersul lui Patrichi, numai în figură, numai în astea. Și ea, dom'le, cine e cu mașina asta? Păi eu sunt pe tine, vezi că ești beat mort, lasă-mă că vă explic eu, veniți încoace. Și am tras mașina la bordură și ea, dom'le, cine ești, ce faci? Stați-mă așa puțin. Și mă duc să aduc o sticlă de Chianti în aer, așa. Băgute, am urât, zic, bă, nu merge sus, cam iepure, am vânat, am alea, am alea, am alea. Ai invitat să-i omenești. Să beau cu cineva, înțelegi? Da. Păi ea, dom'le, că ce, te-a apucat, că ce, nu știu ce, aveam armă în casă, m-am dus, am venit cu armâile sus. Păi, bă, coridoare, vezi că povestește femeia mare. Și vine ea pe lângă perete. Dezbrăcați-vă că dacă vă milițieri, eu fac urât, că aveam
la toate cicile, mi-a avut șucări și toate astea, i-am dezbrăcat pe aia, mai eu, pantaloni, erau toate la cuier și beam acolo cu ei. Ea era o speriață, arma, mâncam acolo și vine soacra mea. Serghei, dacă nu te potorești, chem miliția. Ah. Nu vreau să fac toată circa în casă. Sau, stați-ne cu el. Nu ai făcut cunoștință? Uite, tata, aici, miliția. Nu, că a plecat de nervi. Smaranda să te. Și după aia am plecat cu prietenul meu, Modălin Voicu, i-am luat-o la dreapta în pădure, el a luat-o la sânt, tot în pădure și ne-am despărțit. Te mai împaci vreodată cu el? Niciodată. Și în ce condiții? Dacă nu știu, dacă, în ce condiții ai împăcat cu el? I-am spus în felul următor, dacă mi-o sub stejarul lui ăla, Avram Iancu. Atât? Atât. În costum popular. Și costum popular. În costum popular. Și înainte să bată puțin cu ea pe braț, adică să mă ia direct să mă sperie, înțelegi? Bă, cine ești? Bă, parcă te cunosc, nu intri. Parcă am fost prieten cândva. Parcă am fost prieten cândva. Mai dăm o șansă. Da. Beam cu Gil Dobrică, era genial și făcea, lua parul de iscă, făcea. Cine? Johnny Walker, intră. Ce bună e asta. Mamă, mamă, Gil Dobrică. Bun. Cornel Dinu. Bun. Jucător bun. Bă, din punctul meu de vedere, unul cei mai tari jucători, care... Jucător... Păi nu și jucător, păi stai da. Puțin, că venea, bea cu mine până la dimineața, ne-a întâlnit și era cel mai bun. E greu să alegi cu... Uite că cu el ai rămas prieten. Dar cu toți am rămas prieten. Doar că acum am înțeles că nu prea mai este așa. Mai mult pe citit, domnul. Domnul, omul a dat pe studii. E pe studii. Ți-am zis cum ai zis, că sunt reboot genetic. Reboot genetic. Cea mai tare vorbă care s-o scoată. Bun. Ce e și cu tata, că zicea, bă, că citea tactul în... Tata citea în diagonală, nici acum n-am înțeles. Cum adică? Explică un pic. Păi nu știu, că și iei cartea, citești în diagonală și deduci și faci și o carte în câteva minute. Nici tu nu știi. Nu știam, nici nu știu. Nici nu știu. Și aveam casă mare pe Chiselef, că am recunoscut tot timpul. Casă cu piscină, în sufragerie olimpică, cu 20 de camere, aveam stațiile, vorbeam, ești în corpul D, în corpul C, în corpul... Eu am corpul, n-am fost niciodată să mă duc eu să vorbim, ce vorbeam eu acolo. Și... Vine tot singura de la mine acolo și aveam paharul de vodcă, l-aveam în buzunar, înțelegi, la purtător. Mâna. La purtător, ca să pot să fumez, să fac, aveam paharul aici, înțelegi? Și vine, ce faci, mă, bei la două noaptea? Zic, da, mă, la trezor și uite, eu iau o carte și o citesc așa, fii atent aici, iau paharul de vodcă și l-am dus pe aici, am avut. Și a plecat. Deci i-a arătat că se poate bea și în diagonală, nu doar citi. Da, sigur, a citit o bibliotecă dragă, a făcut 5 ani. Eu am vândut de toate și n-am făcut toții. Cine mai șmecher? Corect, corect, bine. Și am spus, vorbim pe fapte. Vezi ce înseamnă să citești? Vorbim pe fapte. Pe fapte, mă, dă lumea, Caterinca. Eram cu mașina decapotat pe stradă, mergeam spre Znagov cu Cora și vorbesc prin nămolul ăla, că nu mă pricep cu asta, ce telefon am. Da, pe asta vreau să zic și o să ajungem și la subiect. Eu nu se bag nici numele. Și vorbesc prin mașină. Nu știu, cum vorbește mașina cu mine, eu cu ea. Și sună Migdală, fratele lui Fane Spoitorul de la Pârnaie. Eu mergeam pe vară, frumos aia mergea și ce faci, bă, bine, așa, stai să-ți dau și pe ăla, eu nu puteam pe niciunul, era cu vreo 15 camere, da, bă, câte, ești în Costel, cât faci, am 5 ani, las, bă, că trece, am vorbit eu în fine cu toți și Migdală, vină, bă, prostule aici, că te iubește toată lumea, stai ca fraierul pe afară și Cora, bă, deștept e ăsta, nene. Cu alte cuvinte, doamna Cora, cum s-ar zice, bă, ce idee bună, deci, e idee bună. Sunt, ești rege. Rege. Ești el ceapo. Păi m-am dus tot în vizită la cineva la Pârnaie, cine ești, mă? Uite, unul care a executat 3 ani. Vrei să vă rog legătura cu el? Hai să luăm. Alo? Alo? Da. De câte ori ați fost la Pârnaie, domnule? A, o să mă duc și eu. Da, dar eu stau foarte liniștit, dar tu te-ai dus mult înaintea mea, deci oricum ești pionier. Se duce și la 5 ani, deci toți în jos. Deci acest prieten, nu-i dau numele, acum sunt în filmare. La Poarta Albă e o vorbă, cine bea, bea o dată, bea de mai multe ori. Al meu încearcă pe a patra acum. Da, iese de rău. Ai fost politic, da. E ceva magic acolo, ca un magnet. Cu multă stimă. Eu. Da. Cine putea să mă spune pe mine? Nu ai dat numele. Identitatea e necunoscută. Autor necunoscut. Și mă duc în vizită și când plec de acolo, cum ăla... care era acolo, pe, intrați pe aici, pe zic, eu sunt venit în vizită, nu ne-a să intre, că țipă toți aia de la închiși să intri pe acolo să vorbești cu ei. Ce să vorbesc cu ei? Intră și le spune și băi, deci a fost în vizită la Poarta Albă și toți Poarta deținuți... Bianca. Da, și toți deținuții eu vreau să facă să poze și... Dar nu puteau să facă poze. Ia uite-mă, mâncaiași, talentul ei. L-am blocat.
L-ai blocat? Nu știu, bă, că nu știu să fac nimic cu telefonul. Asta vreau să întreb, Serghei, ia și tu telefon? WhatsApp cu dar și sunt convins că ai telefoane performante. De ce nu le folosești? Nu știu să fac nimic. Ai făcut atâta în viață și nu știi să mergi să... Da, bine, ce să faci? Bine, ăla cred că ține bateria mult, dar n-ai. Vreau să te mai trimiți ceva pe WhatsApp. Să... Toată lumea mă spune să le dau, așa că pot să alu și închid și deschid. E bun pentru refuz ăsta? Să-i refuzi? Nu, dar ce, ce să fac? Dai să bani? Fac ce? Mai dai în primul bani? Rând că eu tâmpenie cu telefoanele astea de vede toată lumea. Mi-au arătat ăștia, am văzut, veniți la masă unii de la serviciile astea, aveau telefoane astea, vezi, nămol din acolo, chiar vezi, punea unul peste altul și ce scria ție apărea și da? Pe altul. Da, așa e. Păi și dacă îmi face aia manevră hâț și tot ce scrie mie apare sau unde ești, sunt la predeal și eu sunt la mare, mă vede pe MIPS, TPS și toate. Corect. Prefer să mergi pe vechi, telefonul. Mă mir că nu ți-ai luat de ăla cu, cum se numea mă ăla, cu... Bă! Să-ți iei un de ăla cu disc. Mi-a pus Cora când era mai nervoasă, mi-a pus GPS la nămol la mașină, înțelegi? Era mai geloasă, nu mai nervoasă. Da, și mi-a zis, o să ne întâlnim toți trei. Da, dom'le, ce dracu nu ești tu, nu știu eu că ne întâlnim toți trei, tu mie îmi spui, mă păcrești tu pe mine, înțelegi? Și era la una și a venit și a claxonat. Am ieșit afară și am zis. Zis și făcut. Te-ai conformat. Ce să zic? M-am prins. Ce să mai zic? N-am fost, am fost. Zis și făcut. E adevărat că tu ții post? Nu țin post. Am zis și eu așa să te... Păi de unde ai scos un post? Nu, asta mi-a venit și mie acum în cap așa. Ia uite nu, ce domnule, cred, dar nu așa habotnic cu post, cu alea, cu alea. Dar cu de căzut crezi. Fiecare crede în ceva, dar nu să mă tăvălesc pe jos. Băi, frate, băi, da... Scuze-mă puțin. Hai, mă, cu discul ăla! Taie, mă, oaie, gata, a zis bă, că ne taie... acum, vine! A zis că taie oaie, că face, că trege, că... Hai, taie oaie și ne... Să nu o zici. Nu. Nu o zici. Să spar parul. Nu, e... De... Așa plastic. E modelul. Așa e modelul. Păi, aici, pe... O plajă. Cum așa e modelul? Tu nu vezi că e spart? Nu, așa e modelul, ca să te bine, impresioneze pe tine. Da, poate îmi prind limba aici. Ulei și... de, nu? Și nu mai poți să... Ai jucat cu limba? Să prestez. Bun, așa. Bine, știi cum e cu limba, bă? Un fel de Zorro. Sunt de două categorii, bă. Unii recunosc și unii dau. Da. E mișto ce ai zis. Ulei de floarea soarelui. Bun? Da, e bun. E bun, nu? Natural, bio. Da, se simte că e natural. Tu de obicei? La viața ta ai băut, ți-a plăcut să bei vin de ăsta gen făcut de omul curte de în casă? Da, mă, era la căpșunica aia care era... Bravo, mă, e cea mai bună, nu se mai găsește. Dar nu mai există, mă, mâncățești, brat. Doamne, era genul ăsta de dulceac? Criminal era căpșunica aia. Da, era o struguie aia mici, așa... Că nu mai țin... Și era așa rozeu, așa... N-ai văzut cum a voie țăranii să țină, să taie porcul, trebuie să-i cânti când taie porcul. N-am mai voie să te încălzești cu lemne, n-ai voie să... Hai, bă, Raule, mă, frumosul meu, mă! Porcule, te rog eu frumos, vreau să te mănânc. Sinu, cine te e? Da. Oh, uite sticlă de aia pe vechi, sticlă. Da, pe minerală. Porcule, m-a jucat cu tine până te-așa omorâi. Tu o știi pe aia? Da, că știi cu bricheta. Ia, fii atent, mă, asta vreau. Stați puțin că vine un spătar. Păi n-am cum să, dacă toată viața Raul este fratele nostru de aici. Cu bricheta, ce dracu. Care eu o făceam cu dinții, da. Care eu făceam cu i-a pregătit o surpriză lui Serghei. Cu ochiul maro o făceam eu. Domnul bucătar. Raul e un fel de tibanul al nostru. Raul e un fel de tibanul. Ți-am spus cu tibanul, cu struțul. Cu struțul nu știu. La Raul acolo, care m-a întrebat ăla, care are insula aia pe Snagova, acolo avea un struț. Da. Eu am trecut de două, trei ori pe acolo, supărat. Tot făcea supărat, struțul la mine. Am dat un pumn în cap, făcea struțul așa. M-a ținut minte al dracu struț. Și tot se înfuia. Paștele. Vine eu cu tibanul, i-am dat câteva țuici și aveam vorba aia tâmpită. Am venit de pe calea Galilei, am venit acolo, acolo, așa, așa, așa. Șustele tale. Șustele mele. Lume multă, că aveau la o terasă. Și ce-mi vine mie? Zic, bă, tibane, te bați cu struțul? Cum să mă bat, să moară mama, nu mă bat eu cu struțul, tibanul. Tiban, după țuicile alea. Dar pe zic, tu ai făcut emisiuni cu pești, cu fiare sălbatice, cu astea. Nu te bați. Intră acolo, mâncați-a și gura ta să dezbracă. Mamă. Intră, bă, când sare struțul în piept, îl pune jos. Îi dădea căpățână în cap, îl căpia, înțelegi? Și Tibane, pe stânga, pe dreapta, pe nu știu. Ata, tu erai antrenorul tu, Tibane, upărcut, stânga, dreapta. Iese afară, Tibane, era căpiat, bătut de struț mort, înțelegi? I-a mai dat 20, bă, cum suntem bătut până noi pe astea rămâne, facem de căcat, dacă vă aud. Ce le dădeai și tu la fileu? Și percutat-o ce... S-a dus pe toată vrăjeala ta el, Tibane. Suntem prieteni cu toți mecherii, cu toată lumea, ne bate un struț, ne facem de căcat, mergem, bă, cine ne-a bătut un struț? Ne-a bătut struțul. De când mai făceam de căcat? Tibane, înapoi. Tibane. Migdală, nu. Frate Lupane. Șucăr mare acolo,
Înțelegi, la antrenezi flotări, Tibane intră, intră Tibanul, iar la struțul bate în ceci și eu făceam, Tibane, ține garda, uite-te în ochii lui, păi schimbă, face, la bătut Tibane și vine, vine lumea la mine. Domnul mi zice, domnule, sunteți nebun, omoră struțul, dacă e mai bun. Să-l omoare, bă, dacă e mai talentat. Domnul, tu struțul, i-ați spus, dar e șocant Tibanul cum se ducea pe fenta ta. Păi cum s-a enervat și el, cum se bate, că cât dura, cum să-l bată un struț? Ia uite ce ne-a adus aici frățiorul nostru, omul deltei. Am adus capră. E capră sau e... Căpăiță. Nu, aia, ce-ai zis tu? Oaie. Oaie. Să nu dai cu... Nu e ca asta capră. Să nu dai oaie, că e capră, cum era, ne făceam treaba cu ea, da. Așa capră cum era, vorba ta. Ia zi, Sergii, tu gătești acasă așa? Da, am gătit cu... Dar numai cu spatele la aragaz gătesc. Da? De ce? Ți-e frică să nu... Nu gătesc, măi, am restaurant în casă. Băieții mei mi-au spus să introducem ăsta, sau să introducem în ăsta. Ce putem să introducem în ăsta? Cum îl cheamă pe ăsta? Disc. Disc, introduce. E disc de la pe vechi, pick-up. Ai avut pick-up? E cum să nu mă, ce de la cu pe am 68 de ani. Eu am crezut că e 54, așa înțeles. Luați la recurs, mi-am luat 54. 54, vezi ce caldeți dau, ce înseamnă să fim prieteni? Mi-am luat la recurs. La recurs 54 e bine. Din 68, din 68? Eu, băi, nene, dar au, asta are dușmănie pe mine. Vezi care dușmănie pe mine? Băi, ce mi-ar place să te muște, să, că prea m-ai chinuit. Mi-am stricat mașina, mi-am stricat ziua. Ziua. M-ai pus să beau, nu beau de două săptămâni. Ți-am stricat ziua, vezi ce, asta mă doare. Ia uite-l, bă, băiatule, bă. Învârte-te. Cât am băut, dacă mai mă și învârt, mă duc în gârlă. Vrei să ne facem fras de cruce? Nu. Mi-e frică. Dar o știi cum e? A? Ne fac eu, mă, ce ești. Dar știi cum e? Nu. A? Nu, mă, nu e cu... Nu, mă, eu mă tar la, tână, la mână și în sus sângele și tu îmi sugi. Asta, acum suntem pe zero de la faza care a rămas cu mașina, am podmorit? Da, da, da. Gata, suntem pe zero, da? Suntem fras de cruce. Uite, uite cum te țin, ca haiducii. Da. Că tu ai prins vremea haiducilor, nu? Sigur, eu am fost primul pirat în Herăstrău. Primul pirat, bun asta? Iar am zis cu bună, bă. Primul pirat din Herăstrău. Da. De la, cum se numea acolo, la Pescăruș? Acolo a fost viața mea. Toată lumea, toți micii, toți fotbaliștii, toți actorii erau la Berlin. Erau Căciumă pe timpul Ceaușescu, cea mai tare Căciumă din București. Berlin? Berlin. Da. Giovanni într-un cap de masă, eu într-un cap de masă. Da. El vorbea, eu vorbeam. Și el vine, ce zici dacă îți tai tendonul? Zici, stai două secunde. Nu te știai cu el atunci. Nu mă știam. Mă duc la iau arma, ce zici dacă te pușc în cap? Bă, tu poți să tragi oriunde? Trag oriunde, să mă arma. Tragi la pescăruș, tragi la pescăruș, că îl dăm seafară acolo. Bam, bam, fascinat a rămas. Bă, ăsta trage oriunde. De atunci, frații. Frații. Ce amintiri mai e cu Giovanni? E, multe, ți multe, ca și pe tine de ales. Una așa, să râdem și noi, înainte să mâncăm. Prin 7-7 era un... Erau, aveau proces în Germania și el tot îmi arăta, Icaralea cu motosubuitorul și el vrea să le spună că bunică sunt legionar. Da, da, da. Și le făcea, bunicul meu cu Hitler vostru, uite așa, i-a făcea, nein, stai puțin. Și nemții turbați, dom'le, de unde vă cunoșteați voi în România? Eram biletari și întreabă neamțul ăla, ce înseamnă biletar? Dom'le, cumpăram bilete mai ieftin și le vindeam mai scump. Bate la cu ciocanul, ce români mai sunt în sală? M-a ridicat din prima, la culoarea mea, ce vedeam, că sunt neamț. Corect. Până chiar bășnic, m-ar din prima eram neamț. Uitat, înțelegi? Și mă cheamă, zic, bă, să vezi că mă ia și pe mine acum, din sală. Și vine acolo, mi-a ce traducător, dom'le, am o întrebare. Zic, ce întrebare aveți, domnul? Ce filme aveți voi acolo? Zic, de ce? Păi noi avem toate filmele și nimeni în sală. Și cum vindeți voi biletele? Nu înțelegea ăla. Corect, da. Dumnezeu, avem niște filme speciale, nu le aveți voi, dar da. De te bat, de neamț. Deci amintiri frumoase cu Giovanni. E cum am fost tovarăși pe afară și peste tot. Și ce mă gândeam acum, dacă tot nu prindem pește, stăm aici de 3 ore, lumea nu-și dă seama că timpul trece repede, mie mi-a ajutat cu tine 3 zile. Poate stau cu tine 3 zile, nu se știe ce se întâmplă până la final. Poate am o idee. Poate ne căsătorim. Aoleu, dacă stai așa mult cu mine. Ia. Bună ziua, Doamne ajută, oameni buni și lume învârtă, binele cu voi, oi cu voi și cu noi. Țin-o pe asta. Bună ziua, Doamne ajută, oameni buni și lume învârtă, binele cu voi. Am venit pescuit sau venit să... Păi așa-i atragem. Păi că bogată-i greu. Poate acum vin pești, să audă și melodia. Nici nu știi cum e mai bine, păi că la toți de greu.
Da, ce faci? Acum te mușcă pe tine. Dacă nici acum nu prindem pește, nu mai prindem niciodată. Mâncăm ce nu mai prindem pește. Îți place? Ce? Ți-a mai trecut din supărare că t-ai împotmolit cu mașina din cauza mea? Da, și o scoatem noi. Bine v-am găsit. Maestru Cătălin Buzeanu, Cătălin Ilie, băieții. Robert Matei. Robert Matei și Caverescu ce blan are și când ce împărțea pământul pe aici. Băi, ce surpriză frumoasă. Ai avut boală așa cu lăutarii la viața ta? E cum mă toată viața, cum vrei? Dar acum și m-am moșit pe manele. Aia, dar parcă-s mai frumos astea vechele. Da, mă, că mă maturez pe... Dar nu mai sunt lăutari, cât mai sunt. Da, portofele. Am una frumoasă, domnul Serghei, dacă v-am spus nimic. Mi-a pus aia portofele. Dar mi-a pune aia cu pistolul, mai fie focă. Seara asta vreau să beau. Ia-uți. Toți banii pe care i-am. Toți banii pe care i-am. Dar până la ultimul ban din buzunar. Seara asta vreau să beau. Toți banii pe care i-am. Toți banii pe care i-am. Bine că mai zic că vreau să citesc seara asta. Mă încurca. Bravo. Și cu buzunarul gol ajung acasă mă tot. Lasă beau că banii fac ușor. Lasă beau că este. Că mai are balta pește. Că mai are balta pește. Hai să vedem cine face băiatul ăsta aici. Ia dă-te, uite. Păi ce, că n-avem ceapă, că n-avem usturoi. Cum să n-avem? Să mă apuci. Ia, n-avem ceapă, n-avem usturoi. Să mă apuci de... Ce prieteni sunt noi doi, asta era. Da, ce prieteni sunt noi doi, da. Am scuzat cuțitul, că nu e de tăiat ceapă. O tăiem Julien, Julien pe stânga, pe dreapta, o tăiem... Asta e mai mare, că facem adus. Uite și ce frumos. Uite și tu câtă lume a mobilizat ca să-ți fac ziua frumoasă. Mie? Păi mie? Da, credeam că la regizor. Uite câtă lume ești pentru tine. Zi una de la Marian Viteză, te rog eu. Tanță caii mei să mor. Hai, boss, că te cunosc. Tanță caii mei să moară. De nu te-i fura de seară. În papușii, pielea goară. Să fac pămăta să moară. Tanță caii mei să moară. De nu te-i fura de seară. Păi în papușii, pielea goară. Să fac pământa să moară. Păi poftă-nțico, tanța mea mă. Sărutați-aș gurița măi, tanțo. Dar zi vorba, iauzea! Iauzea! Hai vorba, iauzea! Tanța mea mă. Sărutați-aș gurița măi. N-ați mai plecat de aici, asta cu tine fie 4-5 zile. Să n-ai iar glume de alea de volan pe dreapta, te rog eu. Că dă numai luat azi în toate pozițiile mai pus. Domnule, și știi, vreau să-mi propun o afacere. Ia uzi. Că dacă vrei să-mi propui să... Că rămâne... ce de la asta, ziua afacere. Domnule, ești mecheritat de mulți oameni, încât am și un băiețel mic de 4 ani, vreau să fac o grădiniță, să-și mecherești și pe ăștia mici. Domnule, mă închide. De ce? Și s-a luat după mine. Păi unde ai mai văzut tu copii la grință cu cuțitele ei, cu dase, nu? Și s-a luat după mine. Istoare. Cine s-a luat după el, mulți sunt cu liftul, cum a zis. N-au făcut. Știi care a fost avantajul meu de n-am luat liftul? Adiță. Eu. Ia din, avantajul lui Serghei Mizil, că nu a luat liftul până acum. Eu n-am avut seminarul ăsta și am dormit, adică nu m-am scoat. Somnul, ficatul se regenerează. Ce să fac? Eram cu unul și una nu vrea să o ia în... Așa, pe drum. Să ia pe drumul de costice, pe drumul, ce duce la Vaslui, înțelegi? Da. Și eram cu unul care a fost genial. Haide mă, că e cel mai curat organ după ochi. Și mă gândeam, zic, cum morții, morții chiar după ochi. E cel mai curat organ, da, ciupaciu. Că tot vorbeai de tiban, nu ești tiban, nu te răspăța când te răspăți, iau ce aici. Căprioară de aici, din pădurea asta. Filmați-mă pădurea asta care ne oferă căprioare. Filmați pădurea asta, mă conjurați de aer, apă și ozon, da. Chemăm și niște căprioare, mai târziu. Ai voie pe filmare? Păi, are, închidem filmarea. Nu avem neveste acasă.
Raul, ce ne-ai pregătit, frate? Ia uite-mă ce e acolo, fratele meu. Nu le spune, Raul, că nu poate să facă nimic. Mamă, ce e acolo, bă, băiatule, bă. Nu vă spun, da. Băgați-mă ceva, bă, băieții mei, așa ca... Astă seară vreau să beau, da, 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 da. Cu Adiță vreau să stau, da, 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 da. Asta-i cea mai tare fiță, da, 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 da. A venit și Serghei la Adiță, da, 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 da. Și să-mi cânte muzica, da, 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 da. Așa mi-a plăcut viața, da, 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 da. Și acum eu, ia. Îți dau și carne de porc. La 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 la, eu acasă nu mă întorc. Bine, bine. La 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 la. Arăți-i. Vrei să te întorc? Iar, băi, băi. Dacă te întorci. Mi-e frică să mai stau lângă ei. Cred că a pus ochii pe mine. Să bași și cartofii, băi. Stai, Adiță, nu pleca, că-mi bag în carnea ta. Ia o vorbă la secundă. Așa mi-a plăcut viața. Care crudă, băi. Să petrec cu toată lumea. Da, 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 da. Nu mai zic și nu mai zic. Da, 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 da. Vreau ca să mănânc un pic. Ce auzi? Serghei, ca să îți fac moftul, și la 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 la, îți bag în ulei cartoful, și la 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 la. Ca să suflu Adiță botul. Oh, oh, oh. La 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 la. O să ne pun ăștia pe site-ul de ăla de volan pe dreapta, treaba ta. Nu contează că în paltă nu e pește, șa-i-la-i-la. Formația ne iubește, șa-la-la-la-i-la. Și chiar de nu trage ciortanul, ce ne cântă lăutarul. Ne completăm, frate. Cântă Buzoianu, mă. Buzoianu, Cătălin Buzoianu. Cătălin Ilie, băieții. Să știe. Și băieții, să știe. Nu, bă, băieții, dacă 20 de ani. E o vorbă și să știe. A, măi, Doamne, mă. Ăsta e legendă vie. Oh! Da, 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 da. Bine. Toată lumea să știe. A, măi, Doamne, mă. A făcut istorie. A, măi, Doamne, mă. Mamă, dar frumos arată la. Da, vezi? Băieți, ușor. Frumos. Carne e carne, dar am o strofă acum separat. Dacă ia, bagă buzei. Da, doamne, cum să nu? Jur că nu contează banul. Da, 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 da. Când îmi cântă Buzoianu. Da, 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 da. Așa, Buzoiene. Vreau să dau și eu un ban. Da, 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 m-am prins. Da, da. M-am prins. Bagă mâna. Da, 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 da. M-am prins, băi. Ia să vedem acum adevărul de la Adiță, fiță. Să bătească trustul. Urmă. Și că lumea ne iubește. Da, 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 da. După noi au venit la pește. Toate datoriile mele pentru fratele meu Buzoianu și formația. Mulțumim foarte mult, s-a primit fără. Ceaseu! Trească. Îi lăsăm aici să se mulțească, că așa trebuie. Am înțeles și pe asta. Continuare să nu se va, da. Bagă, că e multă lume pe aici, poate, poate câți degeaba. Bravo, Adiță, șmechere. Eu nu vreau ca să te nec. Dar că așa e inima mea. Bă-o așa dacă vrei, dacă ai curaj. Hai să salvezi Albina. Da, să nu facem crime la TV. Dar că așa e inima mea. A, măi, Doamne, măi. Te legi la rană cu ea. Da, 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 da. De la Adiță pentru domnul Serghei. Știe. Pește n-am prins, pește n-am prins, dar e mai bine așa. Dar insiști cu peștele ăsta, Adiță, să moară mama. Ce? Insiști cu peștele. Nu, mi-aș dori să prindem măcar unul. Haide, hai Serghei, să mai stăm jos. Vezi că ți-am luat locul, vreau să stau aici. Nu stau pe ăla, ce vrei să cad în cap, lasă-mă. Hai, stai aici.
la botul calului. Gata, hai. Uite, la botul calului aici. Bravo, tata. Nici dacă te scoteam la restaurant japonez, nu, e onoarea mea. Nici dacă mă scoteam la vorbitor, nu aveam așa masă. La vorbitor mai avem timp. Ia uite ce-ți dau aici. Gata, mâncați-ți, bă, ce stai? Vreau să mănânci, frate, cine știe când mai mânci așa bine? Păi ce sunt? Păi mâncat tu la restaurante, dar... Nu mai bun, gata. Păi, dar ce e aici? Anii mei și tinereța, uite, Doamne, cum se duc. Nu-i păcat, Doamne, de mine, de tânăr să vin la tine. Anii mei și tinereța, uite, Doamne, cum se duc. Dar nu de vă uitați. Ne dă mine de tine să viu la tine. E o echipă întreagă aici în spate. Hai mă mâncați toți băi băieții. Hopa dirida, hopa dirida, hopa diridiri dirida. Hopa dirida, hopa dirida. Așa mi-a plăcut viața. Hopa dirida. Uitați vă băieți băi. Hopa dirida, hopa diridiri. Asta înseamnă fița. Pe baltă. Hopa dirida. Discu-i disc. Mă umflu și eu. Asta este. Acum acum e momentul meu să mă umflu. Asta înseamnă mă fița. E ce trebuie? Asta ne dă, da, sale noastre. Protejăm albinele și viespele și... Dar ce spune? Vreau să beau, să mă simt bine cu Adiță lângă mine și să-mi cânte lăutarii, că de-aia l-am dat eu banii, măi. N-am avut mulți, cât am avut și... Avem viața adevărată. Am făcut discul pe baltă să vadă toată lumea. Așa mi-a plăcut viața, mă. Are vorbele la el. Hopa dirida, hopa dirida, hopa diridiri dirida. Mâncava și limba voastră perfectă, mâncarea, perfect totul. Dar unde e Adița noastră? Te-ai șutit, Adiță, pe lumea altă, unde vii? M-am ușurit, nu m-am șutit. Ia că-i aici, ia de frate. Ai avut, baboi, un palmă? Mamă, dar să-l vezi, că dacă vreodată e pește, în baltă ce am avut eu un palmă. Dimineața când mă scol și mă văd în curugol, nu mai vine să mă scol. Adică că nu erai... Adică nu eram pregătit. Am înțeles. Cum? Te-ai bijat în tine să te-ai bijat? În iarbă. Ai intrat mai mult în tine. Hai să-ți arăt ceva aici, stai să vezi pe Simona. Hai să văd, poate cazi în baltă. Nu merge-o? Ia uite, Serghei. Ia. N-are mă aici? Invers. Ia. Perfect, nene, da. Ce sunet de femeie virgină am avut. Da. S-a stricat și era. Hai să mai stăm jos. Bă, vrei să-ți mai spun una de final? Una de final? Ce final, frate? Crezi că noi plecăm acum? A, închidem. De finalul registrului. Cu, ai mâncat tot să mori. Mă rog, mamă, dacă am mâncat echipa. Echipa, da, lasă să pară lumea că ai mâncat. Mă duc să cer una din soții, înțelegi? Așa. Frumos părul alb până aici, îmbrăcat în alb, toată lumea așa că e stadien pe timpul lui Cărmaciu Nicolae. Dă-i vișinată, la vișinată mă încurc tot timpul, înțelegi? Dă-i cu vișinată m-am făcut, mă duc să mă piș, eram îmbrăcat tot în alb, așa, și când mă duc eram pișat tot. Că m-am prins, mă ținea de deget, mi-am prins degetul în femeie, deget, fără catering. Și zic, cum să mă duc la masă, să o cer pe aia, pișa tot. Era momentul cum ar fi. Am mers pe lângă perete și m-am așezat la masă. Și aia, domne, o cer, stai să mă usuc. Fără catering. Stai să mi se usuce. Bă, dar știi că mi-am dat seama că m-am prins în fermoar. Cel mai romantic moment pe care l-am văzut. Și te piși pe tine când ceri da. De emoții, mă. De emoții, mă, frate. Așa am băgat-o, normal. De mai așa emoționat, a fost m-am pișat în mine. Bănuiesc că a zis da, din prima. Da? Bănuiesc că a zis da, din prima. Da. Și după aia... Și tot da, a zis la divorț, tot din prima. Bă, Adița are instrucțiune scrise pe el, să mă rog, zici că e barcă în aia de... Ai văzut? Acolo. Dar tu vorbești? Instrucțiune scrise. Câte tatuaje? Nu, de sufli, sunt tot. Tot, și eu la fel. Și pe... aripă? Dar și scrie, a? Nu mi-a zice, nu mi-a zice ce scrie, lasă. Nu e că să dă de vreme emisiunea asta, mâncare. Nu zice pe aia. Asta e una mai mare decât ești pe tot corpul, ești pe tine. Aici scrie pe mine? A, vrei să arătăm acum? Deci ce scrie pe mine? Da. Am făcut ce am vrut eu, ce-a vrut alții. Corect. Mă rog, mama. Corect. Ce te minte? Mamă, dar lupul ăla... Oh my God! Am făcut ce... Corect. Sunt bun? Ești foarte bun. Și
Am și... două palme care se spart. Asta e ce? Hai! Arată-ne! Arată-ne! Eu nu cred, bă, voi credeți? Hai și o manea frumoasă, așa, cu domnul Serghei și cu Zăliță. S-a uscat frunza și iarba, mi-albi părul și barba. Degeaba. Și în anii tinereții, parcă-și fi în farea vieții. Am avut și zile amare, ha, nu vreau. Și zile cu supărare. Care dintre ele oare, care m-au albit mai tare? De ce tinere, părul cap ți-am cărunțit? Spune cât ai tras, spune cât ai suferit. Spune cât m-a fost, cât că sunt pe șuteală. Că ești doar un om, tinere cu păcărun. Ce frumos! S-a uscat frunza și iarba, mi-au albit părul și barba. Și în anii tinereții, parcă-și fi în toamna vieții. Am avut și zile amare, și zile cu supărare. Care dintre ele oare, care m-au albit mai tare? Și apoi, de ce tinere, părul cap ți-am căruțit? Are 23 de ani, dar de la pariuri. Spune cât ai suferit, spune cât mai poți. I s-a albit părul și barba. De la pariuri și jocuri de noroc, de la stres. Are doar 23 de ani. Uf. Bă, aș sta cu tine aici aproape. Știi că am cu la masă care zice, bă, ce frumoasă e bătrânețea. Și ce am spus eu? Te mai pe tine și pe bătrânețea, mă. Cu alte cuvinte nu e frumoasă. La tine e frumos. Ce păi, tu ai bătrânețe frumoasă. Bă, știi care e toată numirea? Ai îmbătrânit frumos, Serghei. Că ce știi asta? Nu am că sunt martalog. Dar te lasă, dar... Te lasă un amortizor, te lasă. Nu că au apărut gemurile acum. Mamă, ce bune sunt gemurile. Folosești magiun? Iei magiun des? Ăla turcesc, da. Minte și mine. Și da, e bine. Să scoală de... Mă așez pe ea între mine. Mai de mine, mai de mine. Ce magiun a intrat în mine. Mamă, mea. Ai folosit magiunul, e criminal. Încă nu. Dar dacă e... Stai, mă, folosesc ăștia tinerii, că stai de performanță, nu de... Performanță. Nu, no, nu, no, nu, no, îți dau ora să moară mama. Da? Imaginul sare limba din gură prima oră. Întâi încep... Nu pot să mă stai așa, mai așa. Mai așa. Paolo, măicuța. Astea nu le dăm dane, nu? De ce să nu le dăm? Ba da, magiunul e magiun. Păi ce am zis, mă? Mie mi-a dat albin, două de gură. Le, o știi sau nu știi, fără caterică? Ia-ți, mănânci mine de albină. Cum să nu? Ca să am vezi... borcan, am supat, am împat, am mașină. Ca să-mi urci în limuzină, bravo. Hâț, hau, hau, te bară imediat. Hau, hau. Ia-o ce spune Buzoianu. M-am născut cu mir în frunte și să am bani și gagi și multe. Uite cum mă joc cu banii. Și îmi cântă răutare. Și fii atent. Haliță și două strofe. Bă, vechi, ca la melodii, multe balerine pentru Serghei. Mamă, ce frunze la melodii. Sunt șmecheri și fac mulți bani. Nota bea prima numai. Unde-s multe balerine și dansează pentru mine. Sunt șmecheri și fac mulți bani. Nota bea prima numai. Dar unde-s multe balerine și dansează pentru mine. Anii 80, iau-ți! Multe balerine. Dar frumos e acum balerine. Joacă din plăcere. Că și le dai lovele? Le dai lovele la femei? Da? Le dai lovele? Pe ce vrei să...
O frumusețe, ești nebun. Bine, nu mai merge asta cu bună. Pă frumos, chiar că, pă frumusețe. Eu că mă fac sigur, fac sau gândi, mă sper din viața. Iau ce spune. O iau pe cea mai frumoasă și o chem la mine la masă, să-i arăt că sunt șmecher. Eu bag bani în portăie. O iau pe cea mai frumoasă. Am înțeles și eu cu asta. Și o chem la mine la masă, să-i arăt că sunt șmecher. Îi bag bani la sutien, aici la sutienul meu, Adiță. Din partea lui Adiță, fiță. N-am sutien, dar merge. Ce auzi? Din ce ce scoate mai subțire? Mai sunt din ce în ce... Pe 50, cade. Băi, mai dați și mie 100 de lei până mâine. Se strânge laț. N-am bine pește, dar ne-am distrat, a? Ba, asta era și ideea. Că și dacă îl prindeam, îi dădeam drum. Să ne luăm la revedere, că nu ne luăm la revedere. Dar unde, mă, la revedere? Da, că dacă ne luăm la revedere... Asta am înțeles eu, să nu ne luăm la revedere, că dacă ne luăm la revedere, nu ne luăm la revedere, deci n-am înțeles nimic. Nu e flux fără reflux, fără reflux, de o dată în plus. Bună. Nu e, bă, iar o zic pe aia cu bună, bă, nu-mi iese, bă, iurea, bă, nu mai, nu e, bă. Ai un tic. Am un tic, bă, verbal. Dacă ți-o arăt, o să zici bună, bă. Vrei să te mint, ai 1-0. Să nu te repezi. Ai 1-0, dar nu rămâne așa. Vezi că am jucat 3 plus la meciul ăsta. N-a zis multă lume. La tine, cred că o să am succes. Pușca și cureaua lată. Lasă-mă, stai, măi. Ce bărbat e rămâlată. Cel mai idiot cântec. Pe mă faci de căcat ce vreau de la acum când mergeam și mă ardeam cu ortacii mei. Simona Halep, ce i-am dat la aia, mâncați. Nu mă mor, bă, asta este melodie de impotent. Să moră mama. Ce bărbat e, mă, că mergeam cu flăcăii mei și acum cu cine merg? Acum merg cu IGP-ul. Puteți zice ce bărbat sunt deocamdată. Da. Dar la lucru, exact cum eu cânta ăla, când mai mi-a pistolul focă și i-am spus, mai dă-te pistolul focă. Al meu e automat. Nu, dumne, și asta e cea mai cretină melodie că am să vreodată. Tot să bucură. Ca ce bărbat am fost odată când mergeam eu în munci, voi. Să mă... Cu ortacii mei. Să mă tăvăleți cu ortacii mei. Bagă mă ceva, mă, ia bagă. Portofele, portofele și ca asta în chem. Portofele. Una scurtă acum. Un tovarăș de-a meu merge în cunoscut, dau numele din etnia, așa, și merge mexicană. Și mă sună, bă, să moră mama, Serghei, sunt la, nu dăm firme, sunt la firma cu tare, așa, așa, și am găsit o eșarfă fără alarmă. Crezi că e un semn de la Dumnezeu să o iau? Ia-o cu metre. Și a luat. A luat. Și o poartă și acum, cum ar fi. Și o poartă și acum, da. Am băgat-mă în portofele, mă, frumoșii mei. Era joi pe înserate. M-am apucat de furat. Auzi. Și-a furat un portofel și m-a prins garda cu el. Portofele, portofele. Și-a furat un portofel. Țipă pe aia, țipă pe aia, că-mi place. M-a prins miliția cu el. Portofele, portofele. Câte portofele ai furat la casă? Eu l-am cu safe. Bă, dar frumoasă ești, mă, viață. Și el în încheiere, noi ne luăm la revedere. Am terminat, fă-mi cu ochiul și mai facem un... Ata, eu am terminat, i-am făcut cu ochiul, el a prins-o că nu se bă, termină aici. Bă, eu încă n-am terminat, am terminat că te-ai dus în stuf, eu încă, nu mai puteam, eu sunt mă, stătut. Am stat jumătate de emisiune galben la față, nu mai puteam, m-am dus acolo, m-am... Acum e bine. Da. Noi o să încheiem aici. Nu da pe mine ce ești nebun da. Acum. Închide-o, bă, dacă ești mecher, mănânc-o în direct. Nu, pă, frate, că mă bag ăștia la... Suge-o. Vreau să beau cu ea. Suge-o, poate fi bine. Chifată. Păi dacă e albină... Și așa, la încheiere, eu mi-au la revedere. Vă pupăm și vă iubim și la Steaua vă dorim. Da. Ba, am ținut și cu Steaua, că... Eu pe dreapta, eram sigur că ai volan pe dreapta. Eu am ținut, da. Vreau să fiu primul în Europa. Am ținut tot timpul cu echipele unde am avut prieteni. Deci Steaua automat. Păi Steaua, am făcut, că tu sunt frate, nene, și cu Bumbescu.
Și prințul cui? Eu nu citeam cărți. Da, citeai cărți. Da, citeam, pe diagonală. Da, m-a prins cu Bumbescu în bibliotecă, ne-a prins ăsta, cum îl cheamă, Cristoiu, și a zis: "Ce faceți, bă, nu jucați, nu citim." Citim. Am ce dracu ești nebun. Am luat cartea în mână, m-a curentat. Hagi era pe Gagici, nu era pe Băutură. Pe nimic, mă. Nu era pe nimic. Să moară mama, eram cu... Prea cu minte. Să mor eu și tu. Înecați în baltă. Înecați în baltă. Cu apă plată. Deci eram la... era la Sportul Nițesc și aveau niște apartamente pe acolo, pe Cheiul Dâmboviței. Și eram, nu mai dau numele, eram acolo cu Băutură, cu femeie, cu astea. Hagi să n-am parte, trecea singur, fără să-l oprească nimeni. Era tânăr, se ducea să culca. Hai mă, Gică, vină cu acea meci. Profesionist. Profesionist de mic, fără caterincă. Așa a ajuns numărul 1. Asta e viața, nu? Eu de ce am ajuns numărul 1 în băutură? Bravo. De mic, când spunea mama, citește. Ai fost profesionist. Eu cu pahar o mână. Da. Profesionist. Mama, citește, socotește. Lumea nu știe cât... Știi cum am... Lumea nu știe cât de greu ți-a fost să ajungi numărul 1. M-a învățat fără caterincă, e adevărat. M-a învățat tata să număr. În primul rând că eu sunt mai bătrân. Că m-am născut și eram mic și urât și ți-a zis, mama, nu îl declarăm pe ăsta. Am și la 3 ani s-a făcut milă de tine. Și s-a făcut milă de tine la 3 ani, 4 ani. Ani. Hai să-l declarăm pe fraier că rămâne. Are 40 de ani în clasa 1. Corab, hai de muncă. Că merită, mă, și Loșanță. Înțelegi? Dar asta e fără caterică. Și vine tata, Dumnezeu să-l ierte. Bă, Serghei, ai 3 mere, îi dai 2 lui frate, cât rămâi. Nu-i dau niciunul. Deci, o să-i dau praf. Deci, îi dau eu merele mele. Deci așa n-am mers cu matematica asta. N-am mers, nene. Vreți să spun ultima? Ultima și am plecat. Mă duc la magazin. Și erau plasmele alea, erau 10.000. Am calculat eu cu zerourile alea, că ne-au schimbat ăștia, acum niște mă încurcă rău de tot, cu șilingi, cu șilingi. Nu, nu-l știu. Avem cred că știe, avem... cred că știe producătorul cu șilingi. Producătorul știe, că știe 100%, da. Cred că a fost băgat da, în combinație. A fost acolo 100%. Bă, și mă duc acum să nu zic, mamă, plasme, cât peretele ăsta, 1.000 de euro. 10. Cărau aia cu căruțul aia la casă, nea Serghei, dar știi cât costă? Ce mă mi-e spui, ce că sunt eu fraier, nu știu cât costă asta, adevărat, ce dă cu și ea îmi spune, lei, zic, zi-mă în euro. Când i-am zis în euro, mă duc să iau bani la mașină și am zis-o cu plasmele, bă. Te încurcau. Păi cum era 10.000 de 10.000, euro? 10.000, da. Am zis că e una, 1.000, mamă ce afacere am avut. Hai, mă, gata, așa de încheiere. Ia să revedere, că îmi place acum. Da. Dacă am încheiat... Am de oră tot o încheiem, să mă rog. Bă, am încheiat-o. Am încheiat, la revedere. Bă, da, îmi place. Ia zi, regizore, cum o încheiem? Regizore, o încheiem, mă? Am închis-o și... Am uitat cu pulpa. Am închis-o și luăm pulpa. Am închis-o și luăm pulpa. Luați-aș pulpa. Mi-a culpa. Luați-aș pulpa. Hai, bagați de încheiere, băieții mei. Bă, de încheiere. Buzoianu, bă, Ilie și frații noștri. Hai, mă, băieții mei. Seamă, mai bag-o acu, că poate reși mine, mai bag-o cu închidere. Și acum închidem. Norocul scris în frunte, norocul meu. Ce să-l fac la dușman să le iau mirul meu? Da, norocul scris în frunte, e norocul meu. Doamne, ajută, să nu fii mai rău. Ce să le fac la dușman, că e mirul meu? Vine, vine, cine vine? Garda! Dar e norocul, ferește. E norocul după mine. Mai bine mergem pe noroc. Banii se mulțesc cu cap, dacă nu rămâi sărac. Retard. Și niciodată n-ai să fii bogat. Am norocul scris. Eu i-am înmulțit prin nefracție. Ce să ne fac la dușman dacă e mirul meu? Am norocul scris în frunte. Gata, voi frații noștri. Acum chiar e la revedere. Ce să ne fac la dușman? Da. Sunt cu adița lui. Ne rog la revedere. La revedere. Cea mai multă parte, ce mai făcut, ce mai multă parte acolo, la revedere, la revedere. Mamă, asta e bună, bă. Ia mai zi-mă tăpă cu cap. Cu asta trebuie încheiat. Știi cum era găina, cum era ăla? Bere, din cădere. Ăla-i, băi! Și-a stinjarul. Și aici s-a terminat și grătarul. S-a stinjarul adio grătarul. Știa cum era asta? Păi... Da, nu. Ceaușescu, melodia lui? Ce tare, nu știu. Da? Spune-mă, oi, scuză-mă. Pentru... Când se fură, mă. Că dacă era melodia lui, nu? Așa o să faci și la mine, nu? Barbe negru, rășiță. Atunci ca... Vrei și dai asta furană. Atunci ca... Regrete eterne, doamne. Se-n casă, o fură.
Și din Coșuc. Nu am pe nimeni, pe nimenea, doar un plin la masa mea, măi. Of, of. Cu ei îmi beau paharul și cântă buzoianul. Nu am pe nimeni, pe nimenea, doar pe Serghei la bialcol cu masa mea. Îi beau paharul și cântă buzoianul. Dă bine la public, vezi că se vece și publicul, luați aș pulpan. Băi, nu mi-am făcut în gură. Asta nu mai vine nimeni, doamne. Păi nu m-am ce vreau. Nu știu, e un val, dar așa bun de val. Băi, mai facem închiere? Merge. Legenda spune că Serghei și Adiță sunt încă pe baltă și fac finalul emisiunii. Dar lui Dean și Valea-i mare, mândră, mândră, până moare, o, 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 o,